Am impresia că orașul nu le mai aparține oamenilor și a fost lăsat pradă administrației corupte, prostului gust și nenumăratelor mașini sufocante. Am privit străzile astea de atâtea ori. Mi-e dor de casa cu magnolii și lilieci, de casa în care răsuna pianul din spatele grădinii cu brazi, de privirile mascaroanelor de deasupra ferestrelor. Mi-e dor de acel ulm bătrân care îmi adumbrea strada. Am privit cum acele palate cu cariatide, imobile interbelice, grădini în volte, statui și oameni au dispărut. Pe străzile cândva pietruite, sunt prea puțini cei care se plimbă. Se pare că toată lumea se grăbește și nu mai are timp să privească în sus, la medalioanele de ceramică, la monogramele unor familii și case vechi. La florăni, la foișoarele și la turnurile dosite, la acoperișurile înverzite, la geamlăcurile cu lemn, la sculpturile din parcuri. Am văzut cum apar nume și desene vulgare pe zidăriile caselor scriitori. Am văzut că muzeele nu mai sunt vizitate sau sunt chiar desființate. Nu se mai obosesc mult să citească plăcile memoriale, sau puțin își mai amintesc de istoriile locului sau de oamenii care au fost și au pășit pe aceleași străzi. Iedera sălbatică învăluie casele, ascunde poveștile lor, adormindu-le și lăsându-le uitării. Nu mai cunoaștem legendele cartierelor în care stăm. În curând nu ne vom mai putea imagina scrierile lui Eliade sau pe cele ale lui Caragiale. Avem atâtea bijuterii aici. Atâtea stiluri înțesate, chiar și pe o singură stradă. Păstrez amintiri din Art Nouveau. Ruine ale Palatului Voievodal, vechi de 7 secole, case neoclasice. Totuși, mă simt ca într-o ruină.
apropii de blocuri din sticlă și beton, de reclame și afișe, înăbușit de smog. Dar acum cunosc din ce în ce mai mulți oameni care caută și regăsesc frumusețea asta. Par să își dea seama, în sfârșit, ce e de pierdut. Au aflat cine distruge patrimoniul și șterge istoria. Și vor să revendice ceea ce le aparține. Fiindcă nu putem avea un viitor fără trecutul nostru. Sunt orașul, nu mă uitați.